cel mai urât om pe care l-am văzut. N-ai niciun Dumnezeu, n-ai morală, n-ai suflet, n-ai nimic. Vreau să divorțez. De când ai cunoscut individul ăsta, nu mai ai nici mamă, nu mai ai nici tată. Te faci asta cum vrei. Dar și atunci când o să-ți vezi de treaba ta, te ții după curul ei de Moldova. Băi, cine ți-a zis? De ce vrei să faci tu, mă, copii handicapați? De ce vrei să-ți bași cu ental pe boca lui Iisus Hristos? Să înțelegeți ce anume v-a ținut lângă Ana. Dar nu ne-am ținut după calendar. Ana, trezește-te. Ana, cât ai luat? Alegerea însoției mai omul este un examen mai greu decât cele mai complicate doctorate care se pot da vreodată, să știi. Așa e ea, o fire mai dependentă. Mă rog, era... Deci fii atentă, dacă nu-i pilulele astea, un patolo și trebuie să-ți fuzi viața singură, înțeles? Dacă găsești o soție bună, ți-a pus Dumnezeu în cap. Ce faci, Dor? Pupii, ce moticoane? Ești complet paranoia. Dar dacă un pacient vine și confesează, nu știu, o crimă, să zicem, atunci ce faceți? Ana! Ana!